Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Bălcu, discut cu Adalupo Hauswater, directorul general al Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Doamna Hauswater, cum se simte? Care sunt ecourile anului 2023, atunci când Timișoara a fost capitală culturală europeană? A fost anul acesta, mai multă lume la teatru, se întâmplă în continuare lucruri în Timișoara. Vă mulțumesc pentru invitație în primul rând. Am să vă răspund din perspectiva Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Da, 2023 a fost un an foarte important pentru Teatrul Național. Conceptul de capitală culturală europeană a fost un vis pe care Teatrul Național l-a avut și am avut imensa bucurie, reală bucurie de a-l împlini. Așadar, ceea ce în 2023 a început, Teatrul Național a deschis o serie întreagă de drumuri pe care în 2024 continuă să meargă. Începem de la un punct foarte important, respectiv Teatrul Național, subvenționat de Ministerul Culturii, în 2023 a avut imensa oportunitate de a atrage fonduri private, ceea ce mi se pare extraordinar. Am avut un eveniment care a fost integral finanțat din fonduri private și sumă foarte mare. Consider acest lucru un debut pentru un Teatru Național care a putut construi un eveniment atât de mare pe fonduri private și acest eveniment continuă în 2024. Așadar, noi ca instituție publică rămânem pionieri în a deschide un drum pe care continuăm să mergem. Cultura are valoare, cultura atrage, convinge și determină investiția în teatru, în ceea ce înseamnă viitor. Avem două finanțări anul acesta, unul este pe un spectacol de teatru și a doua sponsorizare, o sponsorizare foarte mare, care va avea loc pentru platformele retractabile de la sala 2. Adică în infrastructură. Exact. În tehnologie. Este o sumă foarte mare și este un sponsor minunat pe care Teatrul Național, sponsorul principal al Teatrului Național, care îi mulțumesc și vreau să subliniez. Da, puteți să-i Linde. Este sponsorul principal. O firmă Linde. De tehnologie. Da, foarte important. Firmă care, iată, este alături și consider că este o dovadă că Teatrul Național este un partener foarte serios care a determinat, a convins și a putut să obțină această sponsorizare anul acesta în ceva care va merge mai departe pentru Timișoara, pentru România, în cultură. Vorbim despre un spectacol de teatru, vorbim despre un eveniment foarte important care va avea loc în toamnă. Se numește, dar un spectacol care din nou îl va avea în distribuție pe celebrul John Malkovich, un spectacol care n-a fost niciodată în România. Relația noastră a Teatrului Național cu John Malkovich este o relație care a început anul trecut, continuă. Ne dorim chiar să facem împreună un spectacol la Timișoara, fiind un actor excepțional de teatru, nu doar de film, și construindu-și creația de film prin conceptul de teatru. Teatrul Național în Timișoara și eu cred enorm în teatru ca formă fundamentală a vieții, a orice. Bun, aș vrea totodată, iarăși despre capitala culturală vorbind, anul trecut, în timpul capitalei culturale, în baza ordonanței de urgență care a stat la baza capitalei culturale, avem această deschidere de a construi sala 2, pe care noi o numim sala 2023, care în acest moment se construiește. Până la finalul lui 2024, sala 2023 este încheiată. Respectiv, vechea sală 2 devine o sală mult mai mare, mult mai performantă și va fi un hub, să spun, pentru artele spectacolului de acum mai departe. Unul din visele mele ca regizor de teatru și ca regizor și ca om care construiește echipe și care crede în teatru și care își ascultă echipa, care lucrează împreună cu echipa, nu sunt doar un director. Cred că sunt un director foarte bun pentru că știu să lucrez cu oamenii și știu să ascult oamenii. Nu fac complimente singură, dar îmi dau cumpărare. Cred că asta este un lucru important. Este necesitatea de a construi un loc al experimentului, un loc al creației și al deschiderii către viitor. Teatru înseamnă deschidere către viitor. Sala 2, fost manej, de fapt am luat un spațiu care era complet, se juca fotbal în el în 2008,
Se spune despre el că a fost manej imperial. E în mijlocul unui parc care între timp se numește Parcul Civic, ceea ce e o poveste frumoasă. Și cred că teatrul este cel care construiește real viitorul ca structură, ca principii, ca civism. Ce am vrut să spun ca director de teatru este faptul că sala 2 unește și deschide, unește echipa, creează echipă și se deschide pentru a dezvolta echipa. Teatrul Național are o echipă foarte bună pe toate planurile, artistic, tehnic, administrativ. Atragem și luăm alături și dezvoltăm personalități care sunt creatoare, care sunt deschise și care construiesc alături de noi. Deci, practic, în această sală va fi un teatru experimental și clasic mergem în sala mare. Sala corect. Operei, sala. Sala Teatrului Național, continuă să zic. E balconul acela care original a fost cunoscut de toată lumea. De asemenea, se numește balconul Operei. Balconul Revoluției, de fapt. Inițial, foarte frumos, și acest lucru, un detaliu important, inițial clădirea a fost construită în primul rând din banii orașului. Când spun orașului, sunt oamenii din oraș care au finanțat construcția acelei clădiri și inițial a fost teatru și s-a numit Teatrul Franz Iosef. Important, teatrul cred că are acest curaj, deschidere, sensibilitate și creează un tip de fenomen social pe care cred că opera nu îl creează și poate că de aceea teatrul a fost totdeauna mai aproape de nou și a anticipat decât opera. Sigur, mă bucur mult că este și opera în aceeași clădire și foarte multe orașe din România, cum bine știți, împart din motive economice chiar. Exact. Că veni vorba, s-a simțit financiar anul cultural european, a fost o infuzie de capital, de fonduri din capital în capitala culturală? Au existat aceste fonduri care au venit pe capitala culturală prin cele două autorități locale, primărie sau Consiliul Județean și lucru care nu asociația. E ok dacă cele două structuri politice nu sunt nu colaborează armonios, nu zic că... Noi am descoperit în România că această colaborare politică este infinită. Deci... Rezultatele. Deci este multiple culori, forme și oricând este deschisă la nou. Da, într-adevăr, eu conduc de foarte mulți ani Teatrul Național și în toate acești ani am remarcat nu neapărat o mare prietenie între Consiliul Județean și Primărie. Teatrul Național fiind în subordinea Ministerului Culturii, am avut această protecție și sper ca Teatrul Național să o aibă în continuare. E foarte important ca totuși ceea ce se numește instituții naționale să se afle sub Ministerul Culturii și foarte important ca Ministerul Culturii să se ocupe de legislație și să asigure temenicia și stabilitatea culturii în România. Și temenicie și stabilitate. Și sigur, nu în ultimul rând, ar fi minunat dacă Ministerul Culturii s-ar ocupa puțin și de zona privată. Da. Da, legislativ, inclusiv. Adică teatrul așa numit independent. Da. Ce ar trebui să facă? Sau ce ar trebui reglementat? Cred că ar trebui găsită o formulă în care teatrul independent să se poată finanța, să găsească o formulă de a integra și de a asigura dezvoltarea teatrului independent. Teatrele de stat sau teatrele naționale sau instituțiile naționale sau instituțiile subvenționate de stat sunt într-un număr limitat. Totdeauna în istorie au fost angajați la stat, au fost pe drept de autor, colaboratori, totdeauna au venit sau temporar angajați. Totdeauna a existat această formulă. Și alternativa privată care a însemnat și cercetare a fost totdeauna binevenită, pentru că ulterior a fost preluată în instituțiile publice, apoi au ieșit și așa mai departe, au funcționat continuu, a fost un motor neoprit. Cred că astăzi am putea ajuta, fiind așa de mulți oameni care sunt în zona, care sunt neangajați la stat, da? Ar putea să fie ajutați, inclusiv prin a li se accepta, a putea avea o asigurări, a putea avea pensie, a putea avea o formulă de finanțare transparentă de la stat și așa mai departe. Cred că sunt multe, sigur, în acest moment există FCN, mai sunt câteva formule, există și la Timișoara, exista prin aplicație pe centru de proiecte sau pe
centrul acela de la Consiliul Județean sau prin Capitala Culturală prin Asociație, dar o formulă stabilă cred că ar fi binevenită și fac apel. Se ridică problema facultăților de teatru, a universităților care pregătesc actori, regizori, scenografi, îi pregătesc pentru un loc de muncă. Da, cred că ar trebui să lucreze împreună. E din ce în ce mai mai restrâns, greu redus. De găsit. Da. Cred că ar trebui teatrele să fie alături de facultăți și facultățile alături de teatru, alături de teatre, să lucreze și să dezvolte împreună, nu doar din perspectiva întrebărilor puse de Aracis, a discuta cu angajatorii, adică nu bifând niște răspunsuri, ci implicându-se real în dezvoltarea tinerilor. Sunt tineri foarte buni, teatrele au nevoie, instituțiile publice au nevoie. Da? Și real, în momentul în care aceștia sunt fericiți, societatea simte din toate punctele de vedere. Cred că ar trebui să ne întoarcem la răspunsul cum putem face să facem fericită societatea din România. Dacă ne gândim la sponsorizări, știm modelul occidental, am văzut, sunt numeroase instituțiile de cultură care poartă numele unor sponsori. Sau săli ale unor instituții de cu săl de teatru, da. Săl de muzeu, care e o universitate, cred că Oxford are o sală de curs numită Ioan Raciu pentru că a donat o sumă consistentă, da. De bani. La noi sunt onorați actori, regizori din trecut, nu e rău, dar cei din prezent nu prea unde juca. Ar fi de acceptat, ar fi de acceptat pentru societatea românească să numim o sală Linde sau un spațiu, să noi spunem Ion Besoiu, nu știu. Cred că ar trebui încurajați în primul rând cei din companiile Carnegie Hall. Da, 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 Carnegie n-a da, fost da, da. Actor, da, n-a da, fost da. Compozitor, corect. Ci om de afaceri. Corect. Ar trebui fi încurajați și din punct de vedere legislativ să investească în cultură. Asta înseamnă iarăși mă întorc la Ministerul Culturii și mă întorc la nivel de minister și Ministerul Finanțelor și de a găsi acea formulă pentru care sau prin care marile companii să investească real și transparent în cultură. Ar putea construi o sală, ar putea construi dotări, ar putea construi... Dar toate acestea trebuie să se întâmple și pentru faptul că ei au un feedback imediat. De multe ori auzim, nu sunt încasări. Ba da, sunt încasări. Dar... Încasările nu se referă la spectacole de divertisment slab sau la acest diletantism care este tot mai vizibil și la această formulă de a lăsa în jos, de a nu-ți păstra identitatea și misiunea instituției. Pentru că, pe de altă parte, noi fiind instituții publice, noi trebuie să respectăm misiunea și este normal. Nu este un tabu, este un normal. Există principii, există hai să spunem așa, ceva sfânt, adică toate instituțiile astea au fost construite în mod normal din respect față de această profesie care a însemnat o piatră esențială în construcția societății românești. Atunci nu putem ne dezesențializa pe parcurs. Nu diluăm... Da. Deci dacă acești oameni ar fi, dacă aceste companii ar avea mai multe beneficii, ar fi fantastic. Eu conduc de 18 ani Teatrul Național din Timișoara. Mi-a fost foarte greu de-a lungul timpului să obținem și să conving să investească în teatru numai în baza acestor beneficii. Da? Adică și numai aceste lucruri am avut, adică cumva legislativ nu au avut un răspuns atât de puternic. Anul acesta eu subliniez foarte mult contribuția lui Linde, care din punctul meu de vedere este o dovadă a faptului că Teatrul Național din Timișoara în 2023 și tot ce a făcut până în 2023 reprezintă o garanție de seriozitate, de implicare, de asumare, de verticalitate într-o perioadă în care verticalitatea începe să fie tot mai orizontală. Publicul pleacă din cinematografe, se uită la Netflix sau
Disney Plus sau ce alte canale de astea de filme are acces, se întâmplă și din teatru această hemoragie? Nu. Nu. Publicul nu pleacă din teatru. Nu pleacă din teatru cu o singură condiție. Că este atras de acest fenomen care înseamnă teatru. Dacă publicul vine pentru o idee bine construită și care creează acest fenomen colectiv, acest sentiment colectiv, în care descoperă relația cu scena, relația cu oamenii, cu cei de lângă, care încep să resocializeze, publicul se va întoarce la teatru. Publicul care fuge din sala de teatru este că e mai simplu acasă. Asta este grav. Mulțumesc Dumnezeu că nu se întâmplă. Dar Teatrul Național din Timișoara a optat tot timpul pentru un gen de spectacole, texte și montări moderne, implicate, deschise. Pentru mine e foarte important dacă cineva pleacă din sală, rotundă-n aplasatoarele să întrebe de ce a plecat. Am o problemă. Adică trebuie să știu dacă s-a întâmplat ceva. Așa, la nivel personal, să spunem, filmele, mai ales când ai o vârstă, le-ai văzut cam pe toate. Ele se duc spre șablon, spre... Da. Da, sunt nevoite să facă audiențe uriașe, să sunt aduse la cel mai minumitor comun. Corect. Ca să înțeleagă. Corect. Ceea ce spuneați că e exact invers la teatru. Exact. Eu mă gândesc că ai o mai mare diversitate, ai tragedie, ai comedie. Așa, la film, știi, că actorul principal scapă, va fi happy end, da? Și jumătate din împărăție. Știi cam ce se întâmplă, după 5 minute poți să spui sfârșitul, mai rămâne să spui în jocul actorilor artificiile tehnice. În vreme ce la teatru încă mai ai la teatru dramă, vii pentru cum, nu, la teatru vii pentru cum e povestită povestea, nu pentru povestea în sine. Adică astăzi la teatru publicul vine la Hamlet, care știm finalul. Vine la Ana Karenina, știm finalul. Nici o surpriză în asta. Sunt abordări noi. Mai... Deci vine pentru cum este povestită povestea. Exact asta am vrut să spun. Deci exact despre asta, despre asta este vorba. La noi acest fenomen al poveștii, al povestirii, al implicării, al modului în care povestea îți poate da impresia că se schimbă. Că poate e altă poveste până la final. Și atunci este prins publicul și învață. Și mai este ceva. Publicul în felul acesta învață să-și trăiască propria viață, cred. Învață să nu fie absent în viață. Adică, cred că acest exercițiu al spectacolului de teatru înseamnă ceva ce trebuie învățat pentru viață. Dacă învățăm să ascultăm, dacă învățăm să ne implicăm, învățăm să avem răbdare, învățăm să privim, învățăm să reacționăm, acest lucru ne va ajuta enorm în viață. Resimțim în societate oameni, ne simțim pe noi, asupra noastră, reacție celor care nu ascultă, nu văd, le știu pe toate, n-a pus să deschizi gura, deja ți-au dat răspunsul. Mă rog, un răspuns care nu are nicio legătură cu ce vrei să spui, dar... Așa văd un F în locul acelor persoane. Da. Facebook. Asta e rețeaua socială. Ea știe tot. Cei de pe Facebook sunt experți în toate. Și cei cu mesaje. Adică tragedia acestor mesaje nesfârșite, scrierea acestor mesaje e aproape boală psihică. Adică am sentimentul că în 10 ani a fi psihiatru este de mare succes. Cu texting. Cu text, este ceva îngrozitor. Tot timpul scriu 3 cuvinte, 2 cuvinte. Ok, întâlnește-te și discută. Hai să vorbim. Am văzut tot mai rar reproșuri că a sunat telefonul în timpul spectacolului. Că nu, la noi se opresc telefonul. La noi nu există. Nu sună niciun telefon. Telemare se închid, plasatoarele. Să zic, se oprește și curentul. Exact. Dar ați văzut că s-a oprit curentul și oamenii. Aia a fost extraordinar. Deci acea seară a fost pentru mine fantastică. Vă dați seama, s-a oprit curentul. Besnă în sala mare. Publicul a aprins telefoanele, a pus lanternele, a ieșit Ion Rizea, directorul general al Juncării Joacă Cațavencu și a spus: ieșiți sau continuăm? Răspunsul a fost: continuăm.
publicul a pus lanternele și a pus telefoanele pe actori și au continuat să joace. În 10 minute s-a repornit. Dar mi s-a părut fantastic faptul că publicul a zis rămânem, continuăm. Și au pus lanternele. Adică un fenomen, asta înseamnă fenomen colectiv. De morala că Teatrul Național de Timișoara a reușit. Sunt ca regizor, sunt un om fericit. Ca spectator înainte de 89, cum să zic, cam așa reacționa sala, venea frig de pe scenă pentru că unele teatre au scena e deschisă în spatele decorurilor, stăteai în frig cu paltonul, treceai. Dacă ar fi avut, nu cred că venea cu lanterna lumea la teatru, dacă ar fi avut dar n-am prins pe vremea lui Ceaușescu. Eu n-am prins pană de curent. În timpul spectacolului n-am prins. E la București, n-am prins. La 16 ani a venit Revoluția, n-am prins nicio pană de curent în timpul niciunui spectacol. Singurul incident major a fost cutremurul. Erau teatrele pline aia, în asta 4 martie, da. Dar să știți că mai erau. Și în, la pană de curent n-am prins, am prins frig. În țară, frigul. Frig, da, asta din plin. Te duceai ca în parc, adică așa aveți da. Sala 2 în parc. Da. Era ca și cum. Era ca și cum, da. Bun, deci dacă spuneți că e diferit sau cum e diferit John Malkovich, noi îl vedem sau la, în filme, nu știu, nu-mi dau seama. A fost o experiență pentru nu știu, 1000 de oameni, câți spectatori au reușit să? 1800 au fost 3 reprezentații. Malkovich a avut chiar o conferință la Timișoara în care a povestit cât de important este teatrul, cumva tot timpul s-a întors în sala de teatru și a jucat și acest fapt, această tehnică l-a ținut mai departe și l-a construit. Este un actor foarte determinat, un actor intelectual, citește foarte mult, preocupat, pasionat, implicat, curajos, e un spirit civic foarte asumat și foarte public. Da, observăm că cel puțin așa e mitul vedetei de la Hollywood, care cere o cabină pe care să fie presărat, în care să fie presărate petale de trandafiri, 3 piesici aduse din Orient cu avionul, să aibă tot felul de N-a fost cazul lui Malkovich. A fost ba dimpotrivă, a fost foarte a locuit într-adevăr la într-un apartament ca atare, dar a fost fotografiat prin Timișoara plimbându-se singur. Deci dimpotrivă absolut un om absolut normal. Tot a făcut poze cu toată lumea. Deci nu toată lumea îl oprea să facă poze. A fost ok. A fost la Muzeul Banatului? Era închis Muzeul Banatului, n-a putut să-l viziteze. Dar ar fi trebuit deschis, pentru că îți face reclamă o astfel de, de vedetă. Eu știu, îi faci poză lângă armura din hol. Poate în toamnă, când va veni, în noiembrie vine din nou și atunci, poate că va... Și ce era diferit, asta spuneam, față de film? De... Nu e vedetă de film. Este un actor extraordinar de film. Dar nu este vedeta de film. Adică n-a venit exact cum ați spus, n-a venit cu, da, cu tot ce înseamnă sau cu răsfățuri sau cu dorința de a prezenta o imagine artificială și care, din care scoate bani. Nu este cazul. Este o persoană foarte serioasă, foarte elaborată, foarte... pregătită și toată echipa cu care a lucrat era extrem de serioasă și extraordinar. Foarte, foarte, foarte frumos. Sper că și în toamnă, sunt convinsă că în toamnă va fi de asemenea. Va fi un spectacol în jurul unei nuvele din literatura nazistă americană. Adică literatura americană despre naziști? Tradusă. Veți vă invităm cu drag. Și el Ramirez în Hoffman, engleză. În engleză, da. Și restul actorilor? Sunt încă 3 muzicieni.
care vor cânta la serie întreagă de instrumente și numai el, el este singur. E one man show, da. Cum ar fi, da. Da, da, da. A fost în, în epoca Ceaușescu, în ultimii ani, a fost o tentativă, nu știu, n-a rezistat nici atunci, de unificarea direcțiilor teatrelor din București, a managementului, să-i spunem. Bun, ca la noi, s-a lucrat cu jumătăți de măsură, adică au rămas directori adjunți, cum ar fi, sau director artistic, directorul echipei artistice. Deci, practic, nu s-a simțit foarte bine în acel moment, mă rog, o presiune în plus de cele care existau în, în comunism. Se aude și astăzi că ar fi luată în calcul fuzionarea teatrelor, așa, o privire din afară, nu funcționați în București. Din București. Da. A existat o tentativă? În multe alte localități nu e niciun teatru. Ce să mai fuzioneze? N-are ce să adune. A existat o tentativă acum câțiva ani buni a domnului ministru Barbu de a uni, la cel puțin în discuția pe care noi am avut-o, și de la nivel național pentru fiecare oraș, de a uni două instituții. La vremea respectivă ar fi trebuit să fie unite Teatrul Național din Timișoara și Opera Națională din Timișoara. Și domnul Barbu, Dumnezeu să-l ierte, a avut o discuție atât cu mine cât și cu respectivul domnul Murgu, la vremea respectivă manager interimar, despre ideea de a ne, de a ne, de a ne uni și dacă am, am fi cu fiecare de acord. De unde acord. Pleca? Din dorința economie, de pentru economie. Și exact asta a fost răspunsul meu atunci. Domnule ministru, economia este pentru un salariu. Pentru un salariu al unui manager, pentru o remunerație, oare merită această schimbare totală de optică? Din punctul meu de vedere, am spus la momentul respectiv că eu nu cred că este o idee bună deloc. Și, în mod normal, nu sunt de acord. Dar dacă, Doamne ferește, este obligatoriu și trebuie, pentru că întrebarea era care dintre noi, eu sau domnul Murgu, domnul Murgu fiind interimar și fiind la pensie, ar fi trebuit ca eu să cumva să mă ocup, să preiau mai departe, am zis că, ok, atunci, da, sunt de acord, dar vom merge pe două administrații, adică o să rămânem, rămâne trupa teatrului și trupa operei, sunt, va fi două trupe complet distincte, cu tehnic, cu tot... ar fi fost, și inclusiv pe partea de buget, ar fi fost o complicăciune, pentru că, bun, hai să... Da, de ce nu se unește brutăria cu vulcanizarea? Că de ce nu putem încerca? Nu știu. Sunt lucruri... Bun, ar putea merge împreună. Iată că ministru Barbu, un om deosebit, un profesor. La Timișoara n-a făcut. A făcut la București. Da, la Timișoara n-a făcut. Poate aici dorea. La București au făcut, într-adevăr, au unit. Și n-au unit probabil opera? Ba da, au unit opera cu opereta, cred că parcă era și ceva, cred că era și Tinerimea Română, cred că era și Teatrul din Constanța. Era o grămadă, era un fel de struț o cămilă. Oricum pe aceeași parte, adică pe partea muzicală, da. Un fel de mega mall. N-a funcționat. N-a funcționat. S-a dezmembrat la scurtă vreme. E ca o poate fi un, să zic așa, ca o chestie mitologică pe care îi putem da sensuri profunde și dar nu eficient. Adică într-un final n-a funcționat. Pentru că acum s-a vehiculat din nou această strategie. Da, este acest proiect în acest moment de comasare. Există un proiect de comasare, da, a apărut în spațiu virtual, este ridicat de Ministerul Culturii, de comasare a operei, actuala operă, care încă se numește Opera Națională București, și Tinerimea Română. Nu știu ce a determinat această schimbare dintr-o dată. Nu știu de ce acum trebuie. Într-adevăr, ne suntem sub auspiciile acestei ordonanțe care privea reduceri de personal, dar anul trecut noi știam totodată că nu vor avea loc comasări la nivel național. Deci acum văd că apar propuneri de comasare, de desființare, de înființare. Pe teatre, deocamdată, nu a apărut niciun proiect de hotărâre. Știți că avem cel mai
mare număr de funcționari raportat la populație în administrație, primării, ministere și cel mai mic număr de actori și de teatre. Exact. Adică deci, pe care le comasezi? Unde mergi prima dată cu... Cred că ar trebui comasate, exact, cred că local, cred că administrațiile astea locale care sunt atât de imense și de agenții, avem, eu cred că avem mai multe agenții decât teatre. Da. Dar sunt foarte multe teatre. La un moment dat 166 de agenții, nu cred că avem 166 de teatre. Nu, avem 44, nu. Nu. Deci de 4 ori mai multe agenții decât teatre în România. Teatre publice, teatre... Ceea ce resimțim. Da, cum 44 în toată țara, că sunt 40 în Budapesta. Decât, cum se spune astăzi, în Budapesta, adică numai restul Ungariei, care are vreo 9 milioane de locuitori, cred. Da. 8-9 milioane de euro, e la mai mică țară, exact. Și are doar în Budapesta 40 de instituții. Și tot doar în Budapesta am văzut, chiar acum când ne-am întors, cum se spală străzile cu furtunul și cum se mătură și se... Tot decât acolo. Dar asta că avem doar 44 de teatre la nivel național. Atâtea erau într-un timp. Da. Nu că agențiile au mai crescut. Da, poate că au mai apărut, de când nu știu, sunt 50. De când vorbim noi, s-o mai fi înființat. Dar nu, în niciun caz nu cred că sunt foarte multe. Deci, oricum sunt, dar fac un apel acum, că pentru că m-ați întrebat la grija față de cultură și la grija față de instituțiile publice de cultură, cum tot așa fac un imens apel la grija pentru educație, pentru limba română, pentru educație, pentru profesori, pentru a se da concursuri pe bune profesorilor din școli și din licee. Și nu am, de puțină vreme ocup și poziția de decan interimar la Facultatea de Muzică și Teatru și descoper o zonă pe care n-am avut date. Am uitat complet, m-am întors în niște ani pe care i-am uitat cu desăvârșire. Ok, se pot da concursuri pe bune, nu concursuri pentru cineva, adică asta e în învățământ, se dă concurs pentru cineva. Păi noi în teatru avem ordonanța 189 care se dă concurs. Încă se mai dă concurs. Sau nu se dă concurs, cum sunt alte cazuri care se opresc concursurile. Dar nu se poate fără educație, nu se poate fără cultură. Uitați cum se vorbește, uitați cum se scrie. Adică nivelul României va depinde enorm în viitor, nu doar de fondurile europene care vin sau de fondurile de structurale, ci depind de educația oamenilor. Da, vedeți că dacă e nevoie de feedback, în teatru, poate în muzică au difuzoarele de întoarcere, să căști, ei, în politică, iată, feedback-ul a venit și a venit, să zic așa, pe dos. Adică erau mulțumiți oamenii din lumea artistică bucureșteană de mandatul primarului Firea, l-au susținut pe... Da. Pe Nicușor. Și întreabă politicianul, domnule, de ce să... Și nu, sunt atât de mulți interimari și în București se discută despre ideea de comasare între teatre. Dacă dai bani la pensii, e mulțumit, da. Pensionarul votează aici, ca să spun așa, sprijin teatru ca să te înjure actori. Sigur, nu toți actorii, doar cei unii care sunt mai implicați, dar e dreptul lor. Mai este ceva, cred că asta iarăși ține de lipsă de educație. Pentru că a suprapune imaginea unui primar sau a-l vota pentru că îți place sau nu-ți place, mi se pare profund grav și cred că suntem într-o țară barbară din punctul acesta de vedere, pentru că votul la nivelul României este îmi place sau nu-mi place cineva. Nimeni nu se raportează la acțiunile acelor oameni. Deci votarea cuiva este, nu contează, contează ce a făcut. Ori dacă... Iată, a fost votat cineva independent de ce a făcut. Eu nu vorbesc de vot, că votul, eu vorbeam de atitudine, adică de acțiune, deci implicarea în campaniile politice ale unor Da, eu cred vedete din lumea artei.
Da, am văzut București. Și la Timișoara, da, care propun a vota chiar dacă nu fac parte din politică. Din... În fine, dar cumva cred că și asta va ține de educație și de educarea României, în speranța că România va fi la un moment dat și modernă, în ideea că trebuie să învățăm să evaluăm oamenii cu care intrăm în dialog, nu pentru că ne plac sau nu ne plac, nu pentru că ne ridică pe persoană fizică la plasă, ci pentru că sunt importanți, au făcut o serie întreagă importante pentru societatea, pentru că toți trăim în această societate, de a trăim în ea. Altminteri plecăm în creierii munților fiecare și ne facem ce facem. Dar dacă suntem împreună, noi trebuie să învățăm să trăim împreună. Și trebuie să învățăm să aplicăm legea. Nu trebuie să ne luptăm cu legea în halul în care ne luptăm să facem totul a nu fi aplicată legea, ci a o aplica. Există un sens al legii. Presiunea, odată cu dezvoltarea tehnologiei, presiunea internetului să se descarcă dopamină, nu știu, au stabilit savanții că la aceste rețele sociale funcționează ca un drog. Până la urmă, nu asta e. Dar la un moment dat nu vom trăi și reversul, adică oamenii care doresc să aibă contacte fizic, nu? Că în pandemie eram cu Skype, Zoom și atunci să se întâlnească la teatru, la cinematograf, nu acasă pe internet. Eu cred că va continua, absolut. Adică această situație a social media care devorează tot. A devorat și a reușit să ducă la un nivel atât de jos încât nu mai contează realitatea. Orice prostie aruncată în social media face mai mare rating decât orice prostie, orice minciună aruncată devine pe number one, că este teribil. A dus atât de jos societatea încât cu siguranță sunt foarte mulți care nu mai... Eu, de exemplu, mi-am închis Facebook-ul 2014, am zis exclus așa ceva. Pentru că de ce noi avem Teatrul Național în continuare Facebook pentru promovarea activității strict și Instagram, dar nu cred că social media e un loc de întâlnire. Este un loc în care ne propunem să ne întâlnim. Adică acolo ne dăm întâlnirea și ne vom întâlni dacă așa funcționează. Dar ne întâlnim în sala de teatru, ne întâlnim acolo unde ne întâlnim, vorbim, dialogăm, schimbăm idei și construim împreună. Adică societatea se va construi împreună. Și se va construi. Sunt foarte mulți oameni care încă se întâlnesc, care încă vorbesc, care încă au răbdare pentru lucrul acesta. Alminteri, al treilea război mondial a început de mult. Ceea ce sper ferească Dumnezeu să nu se continue. Adică acest război subliminal al dezinformării și al manipulării este teribil. Este teribil. Și întorcându-mă la comasările din teatre sau sper din toată inima ca fiecare să înțelegem importanța identității și a păstrării misiunii. A nu schimba. Și înainte de a schimba ceva, aș invita pe toată lumea să citească, să se documenteze întâi. Nu că i-a spus o prietenă, nu că i-a spus un prieten, nu că a citit o pastilă pe Facebook, să se documenteze. Și orice om politic, înainte de a face pasul acesta, înainte să știe că are responsabilitate de conștiință și la un moment dat, cineva îl va judeca. Vă mulțumesc, vă aștept la Decenius. Mulțumesc foarte mult! La revedere! Aici, Radio Decenius.ro. Un radio care se citește. Radio Decenius.ro.